Noroc, om bun. A mai trecut un an. Hai, las. 2015 a fost un an mai greu. Însă în 2016 te așteaptă mai multe bucurii și clipe frumoase. Crede-mă. Uite, ție îți plac diminețele. Îți plac, nu bate capul. Eu mă refer la diminețele alea sfinte, cu soare, cu mama la bucătărie, mirosul de învârtită cu dulceață de trandafiri. Tu te trezești. O să vin, o să fie acea dimineață. Și atunci o să fie dimineață iară în Moldova. O dimineață banală de joi, după o zi grea de miercuri. Și tu o să ieși la semafor undeva pe la telecentru. Și nici un BMW, nici unul nu o să treacă la roșu. Nici un șofer de microbuz nu o să oprească după semafor fix pe zebră. Și tu o să simți că ceva nu e normal. Probabil o să fie o zi de iarnă afară, dar tu o să simți o căldură, o căldură fix în chept, o căldură pe care n-ai mai simțit-o de mult. Cam de când ai fost la țară, la Onițcani, în raionul Creuleni și dansai cu o fată la mijloc de noapte și recitai din Stănescu. Doar că ea era mult prea ghezmuită ca să te țină minte a doua zi. Și tu o să-ți amintești din Anvania, de câinile Vulcan, de bătaie pe care ai mâncat-o la nuntă la Iura în satul Mitoc. În principiu tu n-ai greșit, nu te-ai purtat urât. Tu doar ai ieșit în drum și ai încercat să legi o vorbă, să spui o glumă, să faci prieteni noi. Ai zis, noroc băieți, eu am adus de la Chișinău bomboane, vreți? Bomboane? Au spus băieții uitându-se unul la altul. Huioane, au spus băieții uitându-se la tine. Și atunci tu ai înțeles că băieții au cu totul alte planuri pentru seara aceea. Și o să vină acea dimineață. O dimineață în care tu cu dragoste să amintești de clasa 8-a, de cum mureai de foame prin biblioteci neîncălzite din Chișinău, cu speranța că îți vei crește nota la română. Și cel mai important, o așteptai să o săruți pe Olga, pe care apropo ți-o furat-o de zubnaț chiar Arcașa, prietenul tău cel mai bun. Dar tu n-ai cum să-i porți pică, pentru că tot Arcașa într-o noapte la balcon ți-a spus că există femei de o noapte și femei de o viață. Și Marina era cu noi, și Romcic, și o sticlă de rachiu despre care părinții lor ca așa nu trebuie să afle. Pentru că pata de căgor de la bucătărie, pălubomă era să fie observată. Și o să fie acea dimineață în care un deputat din Republica Moldova o să-și amintească de o pasiune mai veche și o să redevină jurnalist. O să se angajeze la una din multiplele televiziuni echidistante din Moldova și o să prezinte știri economice, par exemplu. În mare parte, fostul deputat o să vorbească despre fluctuația prețului la săpun și frânghii pe piața internațională. Știri foarte personale, de altfel. Un fost prim-ministru o să scrie o carte de memorii și o să lanseze o campanie națională pentru modernizarea închisorilor din Moldova. Un fost primar de capitală europeană, iopte, o să devină artist contemporan, o să se mute cu traiul la țară și își va construi o casă ultramodernă, căptușită cu lambriu de plastic. Sub forma României mari. Eu sunt sigur, o să vină dimineața în care plășinta mamei nu o să mai călătorească prin microbuze și avioane, dar o să nimerească direct la tine în gură. O să fie o dimineață în care Crăciun fericit, te pup, te cuprind, te iubesc, nu vor mai fi doar cuvinte pe Skype. Și o să vină acea dimineață în care după câteva ore de of, 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 mă doare, of, nu mai pot, of, of, nu mai pot, o să le vezi pe ele, una mai frumoasă ca altă. Și medicul o să te întrebe, voulez-vous la prendre dans vos bras? Ce? A? Ce-ați spus? Dacă vreau eu să o iau în braț pe fiică-mea? Eu? Dacă vreau? Of course, fucking of course! Și tu strângi la brațe 3 kg de viață care te vor face și te simți atât de mic, dar atât de puternic, atât de so fucking happy. Și o să vină dimineața în care noi toți ne vom întâlni. Și o să facem un rug mare din televizoare, poate chiar și din televiziuni și iPad-uri. Și o să ne plimbăm pur și simplu la Valea Morilor sau în Munții Apuseni. Sau pe vreo linie de metrou din Berlin și o să cântăm 18 ani de vama veche sau videle noci. Și vom vorbi cel puțin 3 limbi cu prietenii noștri și plămânii vor exploda de atâta râs la ora 3 dimineața în fața primăriei. Și câțiva oameni dragi cu epoleți ne vor conduce grațios la sectorul de pe 31 august. Ei, da bine că mama lui Denisa este avocat și ea ne va scoate din belea. Și noi ne vom trezi a doua zi și o să fie iar dimineață. Și o să vină dimineața în care eu voi cuprinde la piept vreo 200 de oameni care din luna martie acestui an îmi transformă visul în realitate. Voi rupeți baștea și eu vă urez la mulți ani fericiți. Pupicei!